Întotdeauna familia este cea care îți vrea binele și te iubește necondiționat. Clipul de astăzi pentru mine e unul foarte important, deoarece este un pas imens în viață. Știu că ai citit titlul și te-ai gândit, ia uite-l bă, altul care și-a luat casă, bă câți bani fac youtuberii ăștia. Ei bine, nu e așa. Cel puțin în cazul meu. Casa chiar am cumpărat-o, dar prin am nu mă refer doar la mine, ci la mine și la tatăl meu. Omul ăsta mi-a demonstrat pe parcursul vieții mele că dacă îți dorești ceva cu adevărat, faci tot ce-ți stă în putință până ajungi acolo. Și aici nu mă refer doar la lucruri materiale, ci la un trai decent. Știu că mulți o să ziceți că un trai decent nu înseamnă o casă. Și sunt de acord cu voi, aici e vorba de sacrificii și ajungem imediat aici. Tata, când am apărut eu pe pământ, a căzut de comun acord cu mama că ea o să se ocupe de creșterea noastră și de educație, iar el o să plece în străinătate ca să se asigure că avem cel puțin strictul necesar. Fiind și anii care erau atunci, 2003-2004, tata a lucrat un an de zile în străinătate ca să acopere datoriile pe care le-a avut familia. Nu vreau să credeți că mă plâng pe vlogul ăsta, chiar nu mă plâng absolut deloc, sunt foarte recunoscător că se întâmplă ce se întâmplă. Ca să înțelegeți cât de rău era, o să vă spun o poveste care pe mine mă atinge rău de tot și chiar acum, în momentul în care filmez asta, îmi vine să plâng, pentru că cumva mi-am pregătit niște idei principale pe care vreau să le scot în față. Și de ce zic că mă atinge pe mine foarte rău? Pentru că era vorba chiar de ziua mea de naștere în care împlineam 3 ani și mie îmi plăceau dulciurile de mic, așa că mama l-a sunat pe tata să-l întrebe dacă poate să-i dea 40 de euro să-mi facă măcar un tort. Atât de rău era. Cu timpul lucrurile s-au rezolvat și hai să ajungem în prezent. Familia mea a observat că fac YouTube, faptul că am intrat într-un cerc foarte bun de oameni, dar și dorința mea de a avea succes și au făcut tot ce le-a stat în putință ca să-mi fie bine aici. Imediat se fac 3 ani de când stau aici cu chirie în apartament și am avut o discuție cu ai mei să cumpărăm un imobil. Inițial era vorba de un apartament, dar s-a ajuns la casă. Și că tot vorbeam de sacrificii, treaba asta a fost posibilă doar pentru că tata a ales să mai stea în străinătate și să lucreze 3 joburi. Eu un workaholic în adevăratul sens al cuvântului și pot să înțeleg de ce și ocupă timpul atât de mult, pentru că străinătatea e grea și mai ales dacă ești acolo de atât de mult timp. Și dorul de familie și-a spus și el cuvântul în felul lui, dar într-o formă foarte frumoasă. Tata ne scrie poezii. Spre exemplu, asta e o poezie pe care a făcut-o surorii mele pentru majoratul ei. Toți am plâns când am auzit poezia asta recitată, pentru că sunt cuvinte grele care exprimă realitatea. Cumva ce fac eu aici pe online mă ține foarte mult legat de tata, pentru că el fiind acolo are șansa să mă vadă non-stop când vrea el. Se uită, efectiv am avut momente în care l-am sunat pe video și se uita la un clip pe care l-am postat, nu știu, acum 6 luni, doar pentru că era dor de mine. Bă, iubiți-vă părinți, iubiți-vă familia și acum a venit timpul să semnăm actele casei. După ce am semnat actele, am ajuns și la casă, am parcat bolidul și hai să intrăm înăuntru pentru că bate vântul foarte rău și vreau să mă aud bine. Fiți atenți, am mai filmat treaba asta odată seara. Îmi pare rău că ecoul nu e deloc mobil aici. Am filmat încă o dată treaba asta. Seara probabil să mai pun cadre de acolo în prezentarea asta. Vino încoace, te rog frumos. Aici în față avem două locuri de parcare. Dacă te gândești bine, poți să folosești trei pentru că cu o mașină blochezi cele două locuri de parcare. Aici alături de mine este și Ioana. Ea a fost prima persoană care a văzut casa, pentru că eu până acum, când am mers cu toți tovarășii mei să le arăt casa pe care eu credeam că o am, era casa greșită. Până în momentul în care am văzut că era cineva parcat pe locul de parcare și am zis, hop, nu-i casa mea. Vreau să vă arăt că aici scrie net. Pe mine o cheamă robinet, da? Bam! Frumos. A fost predestinat să se întâmple asta. Deci, hai să vă zic ce o să facem în casa asta și dacă am niște randări 3D, o să vă pun pe ecran niște randări 3D. Asta e intrarea, da? Aici probabil o să fie un cuier ceva unde să-ți așezi gecile și aici o să fie un pantofar, un dulap, un ceva unde să-ți pui Adidas, căciul, geci și așa mai departe ce nu prea folosești. O să încerc să vă vorbesc puțin mai încet pentru că e eco mare aici, frate. Ușile sunt tari. Față de... Stai, țin să precizez că ăsta e modelul nou de casă, la modul că gen modelul vechi n-avea ușile astea și n-avea gresia asta pe jos. Dacă știți și ați mai văzut sau nu știu, cred că puteți vă dați seama dacă vă uitați la vlogurile mele în baie, gen la apartamentul unde stau acum, e gresia galbenă aici o să fie albă, o să vă arăt. Prima dată avem aici o baie de serviciu, pare rău că n-am becuri, frate, să vă arăt. Ia să facem și testul de soft close. Are sau n-are? Ia lăsați în comentarii. N-are. Aia o să punem noi pe viitor, da. Astea sunt mofturi, frate, nu știu dacă vreau neapărat soft close. Mamă, eu să sparg gresia asta înainte să mă mut la casă, ești nebun cu ușa asta. Aici o să pun o oglindă, pac, chiuveta, merge apa, sper că merge și centrala, pentru că avem și centrala. Aici o să fie spațiu de bucătărie și asta e prima mea ruletă, frate, pe care am cumpărat-o ever. Și vreau să păstrez toată viața asta, cheile de la toate ușile, aici o să fie bucătăria, am deja un design în cap pregătit. Aici, sub asta, o să fac cum am făcut și Gami, pam, punem niște uși din alea și aici o să facem un spațiu de depozitare. Aici o să fie un televizor. Aici o să fie canapeaua pe partea asta, asta o să văd exact cum, că pot să pun televizor aici, să pun canapea, dar parcă aș pune canapeaua în mijlocul casei și nu știu dacă aș vrea neapărat. Hai să ieșim afară să vă arăt repede, până trecem la partea interesantă cu setup-ul birou și ce mai facem noi. Asta este
afara casei mele. Aici o să fie o terasă, dar nu știu dacă o să fie o terasă până aici și de aici încolo gard, sau să fie o terasă de aici până aici și să renunț la partea asta de iarbă. Pentru că dacă vreau să fac și un grătar, ce fac? Trebuie să mă duc acolo și să vorbesc cu vecinii. Oricum sunt un om foarte prietenos și nu o să întreabă cu oamenii de aici din care eu, pentru că trebuie să întreb sau trebuie să facem un grup de WhatsApp ca să vorbim, să invit la un grătar, pentru că neapărat vreau să fac un grătar de la puternic de casă nouă cu toți vecinii de aici. Hai înăuntru. Închidem asta, iarăși încă o chestie tare la casa facelift, să zic așa. Treaba asta, ăsta e un singur geam dintr-o bucată. Ați văzut că la restul caselor, gen la celelalte case, de fapt erau uși din alea, bam, 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 bam. Ăsta e un geam dintr-o bucată care e foarte tare. Mamă, uite ce lumină e aici! Casa e poziționată, nu știu cum să explic. Dimineața soarele e acolo, dormitorul o să fie aici, deci e perfect că n-am geam. Și după aia, după amiaza, soarele e acolo. Și e foarte tare, hai încoa. Astea scările, urcăm balustrada și treburile astea nu cred că să le schimb prea curând, că nu am de ce. Trebuie să cumpăr un aer condiționat neapărat să-l pun acolo. Hai să intrăm în studio, frate. Aici o să-mi fac biroul de gaming. Ce muftic e că am priza de internet acolo și eu normal setup-ul cred că aș vrea să-l pun aici. Nu știu dacă e cea mai bună idee, mi se pare un pic mică camera asta, dar e ok. Aici, ăsta de fapt ar trebui să fie un dormitor, dar nu știu cum încap în pat aici, frate. Ăsta ar trebui să fie un dressing. Nu o să-l fac dressing, o să fac tot ceva legat de biroul meu. Deci asta o să fie camera de muncă. Mai avem un balcon franțuzesc. Am auzit că așa se cheamă și am zis să zic și eu numele ca să pare inteligent pe vlog. Bă, uite cât de frumos se vede! Ăsta este dormitorul mare. Încă nu știu neapărat cum o să-l fac pe ăsta și așa. Aici avem un balcon. Eu m-am gândit să mobilez casa destul de simplu, dar în același timp aș vrea să fac și cozy și nu știu cum să fac simplu și cozy. Gen, știi ce vreau să zic? O să caut niște pădări și o să pun pe ecran. Gen, aș vrea să fac așa casa, dar la același timp aș vrea să arate și așa. Și nu știu cum să pot să fac eu asta. Hai încoa. Și aici mai avem baia. Da, știu, e jegoasă, pentru că înainte să mă mut trebuie să fac o curățenie generală. N-am nici internet, n-am nimic aici, dar încă o dată vă arăt că merge apa. Iarăși asta e culoarea nouă, gen. Am cadă, n-am duș. Trebuie să cumpăr o mașină de spălat, trebuie să cumpăr un frigider. Și dacă sunteți un brand sau un magazin din ăsta care vreți să lucrăm împreună, aveți mail-ul meu în descriere, Instagram-ul, Facebook, nu, Facebook-ul nu-l aveți. Și cam asta e casa, mai am aici sus, frate. Mai am asta, hai, vino cu a, să le arătăm, dar nu o să urc. Și mi s-a suflat acum în cască că n-am ieșit nici pe balcon când bate așa lumina frumos soarele, așa că o să ieșim și pe balcon să vedeți ce view aș avea. Asta e scara și acolo urcat sus în pod. Eu cred că o să fac rost de o filmare când de fapt, vară filmarea de aseară. Ah, mi-am prins mâna. Da, o să vară filmarea de aseară, pentru că nu vreau să urc acum, pentru că sus e praf, frate, că e un pod acolo. Casa e în garanție și o să trească să le zicem băieților că uite că e asta crăpat aici. Și hai să vă arăt și balconul, să vedeți ce view frumos este. Vezi aici, aici că e destul de înalt ăsta. Frate, îți dai seama să te trezești dimineața. Trebuie să fac un obicei din asta, trebuie să încep să beau cafea, pentru că am cafeaua de la Daniel, cafeluță, și încă n-am terminat-o, dar am mai băut așa un pic din ea și îmi place, e bună rău de tot, frate. Vreau să-mi încep diminețile aici, gen, vreau să mă trezesc, să-mi fac o cafea și după aia să încep ziua. Cum e, tare, îți place? A, și acolo avem piscina, vreți să vi-l arăt și pe Jerry? Hai să vi-l arăt și pe Jerry, repede, să râdeți. Luiesc, hai. Doamne, ce frumoasă e viața acum. A, uite-l. N-ai cum. Al naibii ce noată, Jerry. În mare parte, asta e casa. Sper să vă placă și sper să o facem frumos. Băi, eu am nevoie neapărat de ajutorul vostru să o decorez, pentru că n-am decorat în viața mea o casă și vreau să țin cont de părerile voastre, pentru că dacă o să fac greșit, ok, o să învăț din greșeli, dar o să pierd niște bani. Dacă aveți voi idei de ce trebuie să fac înainte să fac orice altceva, lăsați-mi în secțiunea de comentarii, pentru că nu știu, învăț de la voi, voi o să învățați de la mine, în timp ce eu învăț de la voi, v-ați prins voi. Dacă nu știați, când vă mutați, se face dezordine, frate, locul de unde plecați, efectiv. Nici nu știu ce să mut prima dată, dar știu că trebuie să mă apuc de niște chestii și să le mut în noua casă. Doamne, cât de fericit sunt! Și încă o dată, cum am zis la începutul vlogului, băi, mulțumesc din suflet în lui tata, pentru că e cea mai muncitoare persoană pe care o cunosc. Imaginați-vă că el, acum când vine din străinătate, în decembrie, el o să vrea în continuare să mă ajute să mobilăm casa și așa. A zis că vrea să-mi fac o surpriză și am zis bine, pot să fac vlog din asta, să-i zic da, așa că prin luna decembrie, poate pe la final, poate prin ianuarie, nu știu exact când o să apară vlogul ăla, avem o surpriză de la tata, dar a zis că implică muncit în casă luna decembrie, așa că omul meu nici când vine în vacanță la noi nu se lasă, frate, muncește. Așa că hai să vedem de ce ne apucăm și noi să mutăm. Avem ăsta de la Dorian, o să mut chestiile mai mari, gen cutii, cărți, ce mai am eu pe aici. Mai am găleata asta în care am o grămadă de chestii, nu știu ce pe aici. Mai am asta cu huse, cu chestii de surprize. Mai am treburile astea cu care încă n-a apărut clipul, dar filmez un clip în paralel în care obțin chestii gratis ca și influencer. Pe majoritatea la un moment dat o să le dăm giveaway, așa că abonează-te, dăm follow pe Insta, pentru că acolo o să pun mai multe chestii despre asta. Setup-ul încă nu-l mut pentru că nu am internet.
internet acolo. Deci momentan o să mai stăm aici cu setup-ul, pentru că o să trească să mai stau în apartamentul ăsta până pe la finalul anului. Dar pot să mă apuc să mut din chestii, așa că hai să le împachetăm și să le ducem la mașină. Cam așa se prezintă situația. Nu știu ce puteți vedea în spatele meu. Momentan vedeți doar beanbag-ul, dar nu știu dacă bag eu camera pe acolo. Nu știu dacă ați văzut, dar o să vedem de la locație ce am adus. Am adus un scaun, niște cutii cu multe chestii, băs, multe chestii fragile. Am băgat niște ochelari într-o cutie, sper doar să nu se spargă. Dacă nu se spargă ochelarii, apăsați și voi pe butonul de like, nu glumesc. Cumva nu glumesc de fapt. Hai să mergem la casă. Din fericire nu e atât de departe față de unde stau eu acum, așa că drumul o să fie relativ lejer. S-ar putea, dar mă rog, ținem cont că o să mut chestiile pe... Am gendura pusă, dar bivăitura se aude din altă cauză. Din cauza că o să mut chestiile pe rând și nu e o grabă așa mare, nu cred că o să am nevoie de o mașină mai mare. Ne descurcăm cu ce avem, suntem cu Passatul tăticul meu. Pentru că trebuie să fac drumul ăsta de 1000 de ori, mă înnebunește teribil. Astea sunt primele chestii pe care am reușit să le aduc. Un scaun pe care l-am de la un prieten foarte bun al meu, Chițu. Cutia asta fragilă de care vă ieșeam, cu ochelari, cu mouse, cu daste de miros frumos, cu, mă rog, alea de la bisoi. Ăsta de picioare pe care nu cred că o să-l folosesc, dar l-am adus. Am un whiteboard, am un send ăsta cu stop violenței domestice, pentru că susțin în totalitate mesajul și vreau să văd eu pe unde îl pun. Și bimbecul cu hâțpița și n-aia sunt cărțile alea de care v-am zis eu mai devreme și niște cutii. Și să vedem unde o să punem toate treburile astea. Că mă gândesc că o să pună praful pe ele și nu am adus capul atât de mult încât să iau un ciolofan și să le învelesc sau ceva. Aia, momentan să știu că sunt toate chestiile la casa mea. Hei, fiți atenți cum vin cu scaunul. Băi, v-am zis că vin cu scaunul. Mare naibii cât de greu sunt de pus, dacă de ușor e să le dai jos. Le pedepsesc un pic aici la perete, până mai vin cu următoarea tranșă. Și să nu fie plictisitor pentru voi, o să mut eu toate chestiile și o să vă arăt la final cum arată cu toate chestiile mutate. Asta a fost casa. Dacă vă place și dacă aveți idei ce putem face cu casa, scrieți în comentarii, pentru că eu habar n-am, frate, prima dată când mobilez o casă și vreau să o fac pe bune din prima bine. Dacă nu o să o fac din prima bine, aia trăiești și învăț. Nu e nici cea mai mică problemă. Dacă, repet și nu glumeam, dacă sunteți branduri sau magazine sau chestii care aveți electrocasnice, aveți mail-ul meu în descriere, aveți Instagram-ul în descriere, contactați-mă și hai să facem ceva frumos. Vă mulțumesc mult, pa!